Bună ziua, vă spun pentru invitația la care ați dat dumneavoastră curs astăzi la conferința de presă. Vă mulțumim, apreciem întâlnirea pe care o avem, o conferință de presă susținută de Partidul Național Liberal, în care pentru început, pentru deschidere, o să-l rog pe domnul profesor Obreja să aibă o intervenție. Va continua domnul senator și cu permisiunea dumneavoastră o să închid și eu această conferință de presă și seria declarațiilor. Domnul Obreja? Da, eu o să încerc să fiu foarte scurt, să mă refer la domeniul educației. Suntem spre sfârșitul anului școlar, mai e o lună și jumătate, putem trage câteva concluzii legate de ce s-a întâmplat în acest an școlar. PSD-ul a venit cu un program de guvernare în care a alocat un spațiu destul de mare educației, dar din păcate și în zona infrastructurii școlare și în zona activității de zi cu zi la școală nu s-au întâmplat lucruri deosebite. Și m-aș referi la infrastructura școlară, în primul rând. S-au investit prea puțin bani, ca să nu spunem deloc, în acest an școlar. Dacă în octombrie 2018, cred că existau în județul Neamț 48 de unități școlare care încă aveau toaletele în curte, la sfârșitul anului școlar s-ar putea să ne trezim exact cu aceeași situație, fără să fie acordate autorizațiile de funcționare. Am auzit că s-au alocat ceva bani, chiar pentru județul Neamț. Dar, din păcate, dacă lucrările nu au început până în acest moment, e greu de crezut că la 10 septembrie, când va debuta noul an școlar, cele 30 de școli, am înțeles că vor primi fonduri, vor asigura condițiile cele mai decente, să spunem, pentru o bună desfășurare a activității școlare. Nu s-a construit nicio școală în județul Neamț, nicio grădiniță. S-a clamat mult că se vor construi câteva mii de grădinițe și e nevoie de așa ceva, e nevoie și în județul Neamț. Din păcate, nu s-a întâmplat nimic nici în această zonă. Legat de activitatea strict instructiv-educativă, pentru că până la urmă acesta este fondul activității noastre, suntem la sfârșit de an, examene finale și cred că inclusiv statisticile pot să ne spună foarte mult despre preocuparea PSD-ului pentru creșterea calității educației. Procent scăzut la evaluare națională, în 67%, ceea ce înseamnă că cei mai mulți copii sau doar 2000 și ceva de copii au note peste 5, în timp ce planul de școlarizare pentru liceu, puteți face dumneavoastră mulțirea, 108 clase cu 28, înseamnă peste 3000 de locuri în licee. Asta ce înseamnă? Că nu au niciun concept, n-au gândit bine planul de școlarizare, ministerul a fost ezitant, doamna ministru, ca întotdeauna, în anii aceștia cât a administrat Ministerul Educației. Ne întrebăm cine va mai merge la școala profesională. S-au dat probele pentru învățământul profesional, pentru învățământul profesional dual. Dumneavoastră puteți merge de la școli și să vedeți exact la vizier cam câți copii sunt interesați de ceea ce înseamnă învățământul dual în forma aceasta pe care o gestionează PSD-ul astăzi, pentru că dumnealor n-au înțeles că în acest tip de învățământ activitatea trebuie să se mute în companii, în firme. Sunt preocupați mai mult de normele didactice. Probabil și aici, la planul de școlarizare, exact la fel s-a acționat, să avem norme didactice, au sărit sindicatele, deci accentul e pus pe adulți, pe profesori și mai puțin pe elevi. Lucru care nu este de admis, iar PNL-ul, odată ce va ajunge la guvernare, în mod cert, nu va mai accepta asemenea lucruri. Cele două agenții, și mă refer și la cea care asigură, verifică calitatea educației în învățământul preuniversitar și cea din învățământul superior, sunt politizate. Ele ar trebui să fie independente, exact cum vorbim despre independența justiției, așa ar trebui și cele două agenții să acorde înființarea de noi specializări, numai dacă școlile respective au și condiții. Ori, din ce am constatat,
În schimb, unor sume de bani, care nu sunt mici, se acordă cu prea mare ușurință înființarea de noi specializări, unități școlare, care nu au condiții pentru așa ceva. La examenul de bacalaureat, la fel un procent mic, 67,% în condițiile în care, față din anii din urmă, subiectele au fost mult mai la îndemână, au fost mai accesibile. Asta ce denotă? Denotă faptul că nu s-a umblat la planul de învățământ, la conținutul programelor școlare, că accentul nu este pus pe ceea ce înseamnă dobândirea de competențe. Adică ar fi mult mai important, și asta ne preocupă pe noi, ca la ieșirea din sistem, copilul să știe să facă ceva. Da? Toate competențele se traduc simplu știe să. Știe să vorbească o limbă străină, știe să utilizeze computerul, știe să realizeze raționament logic. Din păcate, au fost abandonate după intrarea în Uniunea Europeană, în mare parte, asemenea obiective. Cam asta este intervenția mea. Am vrut să fiu scurt pe trei chestiuni care, după mine, sunt de maximă importanță pentru educație și care, în programul nostru de guvernare, vor ocupa nu numai un spațiu consistent, să zicem, dar vor fi preocupări curente. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul profesor! Apreciez analiza pe care ați făcut-o și, într-adevăr, sunt soluții la care trebuie fiecare să își dea mai mult concurs în gândire. Domnul senator? Mulțumesc, domnule președinte! Vă urez și eu bine ați venit la conferința noastră de presă. Astăzi voi aborda probleme legate de infrastructura rutieră care ține de Consiliul Județean și cu referire directă la drumul 157C, care leagă comuna Alexandru cel Bun de sanatoriul Biserica. După cum știți cu toții, la mai puțin de un an de zile de la recepția drumului, drumul este practic compromis. Pe unele porțiuni efectiv o ia la vale, iar asfaltul se decopertează. Reabilitarea acestui drum ridică cel puțin trei mari semne de întrebare. 1. Valoarea foarte mare a lucrărilor pentru circa 5 km de drum județean, peste 12,5 milioane de lei, foarte mult. De aia suntem întrituiți să credem că au fost prinși bani inclusiv pentru consolidări de maluri și aceste lucruri împotriva alunecărilor de teren, infrastructură împotriva alunecărilor de teren. Întâmplător sau nu, noi credem că nu. Firma executantă este firma cumătrului președintelui Consiliului Județean, o firmă care de altfel și-a crescut enorm de mult cifra de afaceri în ultimii ani și putem spune fără niciun dubiu că este o firmă abonată la banii publici. 3. Lipsa studiilor geotehnice înainte de începerea lucrărilor. Forțat de realități, președintele CJ a ieșit și a spus public că a constituit o comisie care să vină cu soluții din cauza ploilor, a alunecat lucrarea, drumul, au alunecat versanții de acolo, ca și cum versanții aia nu se știa despre ei, nu erau acolo de când lumea. Da? Întrebarea este de ce președintele Consiliului Județean ne-a comandat acest studiu geotehnic înainte de începerea lucrărilor. Și răspunsul l-a dat tot domnia sa prin intervenție, pentru că probabil s-a grăbit să-i atribuie un nou contract bănos cu mătrului personal. Ăsta cred că e răspunsul în traducerea noastră. Eu nu mă pronunț cu privire la competențele tehnice ale președintelui Consiliului Județean, dar nu pot să văd că practic nu putem sta noi, Partidul Național Liberal, impasibil la bătaia de joc care se întâmplă cu cheltuirea banilor publici. Și de aceea, cei trei parlamentari ai Partidului Național Liberal am hotărât să sesizăm pe Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru că drumul a fost finanțat de această entitate.
Practic, prin înființarea acestei comisii, domnul președinte al Consiliului Județean își recunoaște propria incompetență. Așa putem califica. Iar înainte să ne acuze de ce vrea, și poate să ne acuze de ce vrea domnul președinte al Consiliului Județean, înainte de a face politică, noi suntem nemțeni, suntem contribuabili și evident suntem direct interesați de cum sunt administrați și cheltuiți banii publici în județul Neamț. Ce am constatat și o să mai constatăm și o să atragem atenția, este un dezastru în managementul și în administrarea banilor publici în județul Neamț. Acum, la referitor la infrastructura, la drumurile județene, ca să fiu mai exact. Majoritatea drumurilor județene arată deplorabil. Catastrofal. Majoritate. Pot să numer pe degete drumurile pe care poți circula normal și majoritatea dintre acestea sunt drumuri la care actualul executiv n-a intervenit. Pentru că dacă ar fi intervenit, probabil le-ar fi stricat și pe astea. Așa cum s-a întâmplat și la Alexandru cel Bun. O să vă dau citire aici la mai multe drumuri județene și starea lor la zi, ca să fim clar. Unul, să începem cu Piatra Neamț, cartierul Speranța Mărgineni, drumul 157, drumul județean 157. Îi recomandăm domnului președinte să înceapă lucrările, pentru că de ani de zile l-a lăsat în paragină cu un singur scop, ca cetățenii să înjure primăria și Consiliul Local Piatra Neamț, responsabilitatea fiind exclusivă a Consiliului Județean. 2. Drumul județean 159B, Hociungi-Bahna, lăsat de mulți ani într-o stare de deteriorare, fiind distrus și plin de gropi. Deci astea ce vă citesc, acum e o mică parte a drumurilor județene administrate execrabil de Consiliul Județean. DJ 159 Racova-Băcești, care trece prin satul Izvoareș, care este plin de mâl, iar șanțurile colmatate. DJ-201A, Boghicean-Istria, o porțiune de 7,6 km distrus complet. 6 km de drum județean de la Timișești la Drăgănești, la fel, drum cu piatră, pietriș neconform pus pe el, care distruge și autobuzele școlare. DJ-155B de la Drăgăvenești la limita județului Suceava, la fel. DJ-159, DJ-207D, Icușești, Bătrânești, actualmente drum de piatră în aceeași stare. Proceduri de scoatere la licitații nenumărate, nu s-a întâmplat nimic. DJ-157 pe teritoriul comunii Secuieni, la fel, petruit cu piatră neconformă, distruge autobuzul școlar, microbuzul la școală. DJ-201C, actualmente pietriș, s-au făcut SF, studii geo, chiar și devizi de lucrări în 2018, nu s-a mai întâmplat nimic. Și lista poate continua așa încă jumătate de oră, vă pot citi. Deci asta este starea drumurilor județene pe care le administrează Consiliul Județean. Efectiv, riști să-ți rup mașina în gropi, să faci accidente, să moară oameni nevinovați din cauza neglijenței, nepăsării, incompetenței administrative a executivului Consiliului Județean. Ne-a vorbit domnul președinte la când și-a început mandatul de priorități. Una din priorități era tocmai această infrastructură rutieră. A doua prioritate era sănătatea, a treia educația. Ați auzit mai înainte de la domnul profesor Obreja ce s-a întâmplat în educație. Nimic. La drumuri ați auzit de la mine cum stăm, catastrofal. La Spitalul Județean e un subiect pe care o să-l reluăm săptămâna viitoare, dar ce vă pot spune este că actualmente în Spitalul Județean, cu greu, personalul medical își poate desfășura activitatea din cauza condițiilor pe care ar trebui să le asigure Consiliul Județean, ca tavane, că și dumneavoastră ați semnalat și a scris în presă, iar despre situația bolnavilor ce să mai vorbim? Este una dezastroasă.
mâncare, cazare, nu au așternuturi. Am făcut sesizări și la Ministerul Sănătății, știți. Dar subiectul ăsta îl vom relua. Ce vă pot spune este că am început eu un sondaj pe Facebook și cam 95% îl considerau vinovat pe președintele Consiliului Județean. Iar sondajul a fost preluat online de o publicație și peste 2500 de nemțeni, din cei peste 2500, aproximativ 90%, mai exact 87%, îl consideră responsabil de situația Spitalului Județean pe președintele Consiliului Județean, care nu asigură finanțarea și ține subfinanțat Spitalul Județean. Dar în acest subiect vom intra în detaliu săptămâna viitoare. Oricum, în concluzie, nu că nu și-a făcut niciuna din prioritățile pe care și le-a propus, dar mai a învățat un lucru, domnul președinte al Consiliului Județean, de la superiorii lui de la București, să mintă. A învățat să mintă prin omisiune. Și să vă dau un exemplu de minciună prin omisiune pe care o face PSD-ul azi. PSD-ul azi ne spune tuturor, domne, avem cea mai mare creștere din Uniunea Europeană. Și se oprește aici. Dar nu ne spune că avem și cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, nu ne spune că avem și cel mai mare deficit comercial din Uniunea Europeană. Și când spui am cea mai mare creștere din Uniunea Europeană, logic zice am bani. Ei, creșterea aia cea mai mare a fost 4,1%, inflația a fost 4,6% anul trecut. Deci toată creșterea economică a fost mâncată de inflație. Dacă mai adăugăm și deficitul comercial, adică raportul dintre importuri versus exporturi, a fost minus 15,1 miliarde de euro. Deci, la ora actuală, România este pe minus 15,1 miliarde de euro, plus un minus care se adaugă de la inflație. Deci nu au bani să treacă strada, domnii de la guvern. De aia, domnul Teodorović face împrumuturi haotice la dobânzi cele mai mari din Europa, mai mari decât Grecia. Și asta se întâmplă. Și cu împrumuturile alea, ce se întâmplă? Se plătesc pensii și salarii. Nici vorbă de investiții. Deci, dacă investițiile sunt la un minim istoric, și așa sunt azi, anul trecut au fost la un minim istoric, investițiile statului au fost sub 3% din PIB, minim istoric, anul ăsta sunt și mai reduse. Și atunci, nu e normal să spui întrebarea dacă investițiile astea sunt la un minim istoric. Și Consiliul Județean că s-a descurcat sau nu, executivul capătă niște fonduri. De ce Dumnezeu își bate joc de banii publici și nu face investiții serioase? Cam atât, vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul senator, pentru această analiză, intervenție pe care ați avut-o și în care ați relatat, practic, doar o parte din situația reală a județului Neamț, o parte pe care ați surprins-o foarte corect și în care subliniez că ați urmărit doar un singur interes, ca fiecare dintre noi, fiecare dintre dumneavoastră și fiecare din cei care citesc presa în Neamț, practic să aibă o viață de calitate. De asta aș vrea, înainte de intervenție, să subliniez că în tot ce s-a făcut până acum, depășind orice poate ca mod de caracterizare, are în spate un singur principiu, al bunei credințe, acela de a avea o conlucrare și o colaborare ca fiecare cetățean al județului Neamț să aibă parte de o infrastructură bună. Legat de drumul pe care l-ați adus în discuție, cred că într-adevăr întăresc un singur lucru. Trebuie răspuns la următoarea întrebare. Dacă a fost respectat proiectul și dacă studiul geo a fost făcut înainte de a se efectua lucrările. Pentru că e o întrebare de bun simț și nu are niciun fel de conotație sau tentări politică. Are doar o conotație de a avea un răspuns tehnic, corect, în care admitem că fiecare poate să și greșească la un moment dat, dar trebuie să își asume această greșeală. Mergând mai departe în declarația pe care vreau să o fac și eu în cadrul acestei conferințe de presă, doar subliniez un lucru și săptămâna viitoare împreună cu colegii mei vom ieși și pe acest subiect mai profund,
Consider că, în afară de acest aspect pe care l-a subliniat domnul senator privind infrastructura rutieră, infrastructura județului Neamț, un subiect care a fost tratat superficial și aș vrea, ca și semnal de alarmă, nu altfel, doar ca și semnal de alarmă de să fie tratat corect, este modul în care a fost gestionat subiectul cheile de caz. Cred că și acolo trebuie să avem o abordare corectă, profesionalistă, profesională și temeiul juridic să meargă până la capăt din toate punctele de vedere. De aceea, Partidul Național Liberal subliniez că se pune la dispoziție în toate formele corecte de a susține acest demers pe care autoritățile din județul Neamț trebuie să-l facă pentru ca să fie unul final pozitiv, așa cum este și normal. Superficialitatea s-a văzut și nu vreau să intru într-o zonă a declarațiilor sau polemicilor politice, care poate unele ar duce într-o formă extremă sau negativă, ceea ce nu este cazul. Nu este nicio încurajare, nicio aruncare a unui semnal pe criterii etnice, ci doar consider că acest teritoriu, această zonă, trebuie să fie în granițele naturale ale județului Neamț, iar prefectura, doamna prefect, Consiliul Județean, președintele Consiliului Județean, dar și vicepreședinții să înțeleagă foarte clar că trebuie să facă toate eforturile, toate diligențele pentru ca această zonă să fie aici unde a fost dintotdeauna. În afară de aceste două aspecte pe care am vrut să le subliniez cu caracter local, vreau să vă subliniez și faptul că Partidul Național Liberal a avut și va avea și pe parcursul acestei veri și o altă serie de întâlniri cu domnul președinte Klaus Iohannis. În acest sens vă spunem încă o dată că noi, Partidul Național Liberal, susținem candidatura domnului președinte Iohannis la președinția României. Ați văzut, cred că a fost stabilită data alegerilor prezidențiale pentru primul tur pe data de 10 noiembrie și în acest sens vă vom comunica la începutul lunii august și staful de campanie, echipa de campanie pe care o vom organiza, având ca obiectiv câștigarea alegerilor prezidențiale. În încheiere, iarăși vreau să vă aduc la cunoștință faptul că, după alegerile europarlamentare, colegii noștri care au fost aleși în Parlamentul European au ocupat funcții importante, funcții de conducere importante în fiecare din comisiile care au relevanță pentru România. Și nu vreau să trec cu vederea faptul că domnul Marijan Marinescu a ocupat o poziție în cadrul Comisiei Tran și sper că de acolo dumnealui, și nu doar dumnealui, dar mi-aș fi dorit să auzi din alte părți, în alte direcții, să aibă o susținere și să putem să reușim să vorbim cu adevărat despre infrastructura nu doar a județului Neamț, ci a Moldovei și a României într-un sens de dezvoltare. De asemenea, vreau să subliniez că domnul Cristian Bușoi a ocupat o poziție importantă în cadrul Comisiei Envi de Mediu Sănătate, este vicepreședinte. Domnul Daniel Buda în cadrul Comisiei Agri este vicepreședinte. De asemenea, și ceilalți colegi, doamna Adina Văleanu este în cadrul Comisiei ITRE, președinte, Comisia ITRE este pentru industrie, cercetare și energie și de asemenea, știți foarte bine, domnul Siegfried Mureșan este vicepreședinte al grupului PP în Parlamentul European, iar Rareș Bogdan, candidatul nostru, de asemenea, are o poziție importantă în cadrul delegației, fiind liderul de grup al PPE, al delegației României în cadrul PPE și un cuvânt de spus în cadrul Comisiei Libe, comisia care va desemna și va susține în continuare candidatura doamnei Chioveși. Cam atât am avut pentru astăzi în cadrul acestei conferințe de presă să vă comunicăm. Vă mulțumim și dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. O singură întrebare aș avea eu. În timpul campaniei PNL Neamț a promovat în pagina de Facebook o știre cu promovarea PSD-ul a dus motorina la 6 lei pe litru. Nici la ora actuală nu este 6 lei pe litru. Cum comentați acest lucru? În data de 4 martie a fost o astfel de promovare pe pagina națională. Și țin minte data pentru că ulterior au fost o serie întreagă de dezbateri și a fost anterior o ordonanță 114. 114 care a generat o astfel de reacție. Vă spun ca să fie foarte clar și foarte limpede. Ordonanța 114 a produs efecte negative. Ordonanța 114 a produs efecte negative inclusiv în ceea ce a însemnat prețul carburantului. Și dacă veți analiza, veți vedea că în noiembrie 2000,
2018 a fost 5,8 lei litru la motorină. Și în același timp, tot vă spun că ulterior au mai crescut iarăși prețurile cu 10%. Dacă veți analiza cei 6 lei despre care vorbea PNL Național și PNL Neamț, a fost corect. Au fost 5,96, cifra de 6, într-adevăr poate o să spuneți că este într-o variație de 0,4, dar a fost 6 lei. Și este în momentul de față, dacă mergeți pe orice, cred că stație de alimentare, prețul maximal ajunge în aproape 6 lei pentru o motorină benzină la cea de calitate superioară. Dar aș putea să răspund și eu. Și putem merge, scuze, putem merge pe ordonanța 114 foarte mult și domnul senator pe partea economică vi le de considerați că mult e normal ca prețul la motorină și la combustibil în România, care are resurse naturale, să fie mai mare decât în Germania și în Austria? Răspunsul pentru întrebarea dumneavoastră este că pe vremea când colegul dumneavoastră conducea guvernul era 6,3 și 6,5. Da, de atunci știți că a fost criză economică? Vă aduceți aminte? Știți că România azi stă mai rău decât atunci la macroeconomie, la cifrele macroeconomice? Stă mai rău decât atunci în criza economică, azi când vorbim. Și, da. Și pe lângă tot dezastrul ăsta economic produs de guvernul PSD-ALDE, când va veni și va veni criza globală, că vine. Pentru că noi știm cu toții că economia este ciclică. Ciclul acesta de creștere economică este cel mai lung din istorie, de 11 ani, din 2008 până azi, sunt 11 ani de creștere. Da? E, vine criza. Când vine și se suprapune peste dezastru economic pe care l-a creat PSD-ul, să ne ținem bine, ne punem centurile de siguranță. Vă spun. Ascultați ce vă spun. Da. Mă rog, acum aș fi curios dacă și pe cei la PSD în conferințele lor de presă întrebați ce au pus pe cartoline și pe BNR în campanie. Cam câte minciuni au pus ei pe acolo. Știți? Sau vă sugerez să întrebați și pe ei. Dar ei nu fac. Da. Bine. Alte întrebări? Deja. Vreau că s-au obținut niște, mult prea ușor, niște specializări. Da. Dați-mi niște exemple. Luați liceele tehnologice din Piatra Neamț. Dați-mi niște exemple. Unul la care este bacalaureatul, cred că zero, aici în Piatra Neamț. Și atunci putem trage concluzia. E un liceu, cred, din Piatra Neamț, care are zero promovabilitate. O școală în care s-au investit foarte mulți bani, inclusiv de la comunitatea locală. Și ne putem întreba, v-ați întrebat și dumneavoastră, și nu numai anul acesta, și în anii din urmă, cine e responsabil pentru ceea ce se întâmplă? Cine e responsabil, de exemplu, pentru ceea ce s-a întâmplat, cred că, la liceul Horea? Da? Au doi. Au doi, dar au o altă problemă, domnul Vinca, au problema cu elevii înscriși în registrele matricole. Pentru că dacă aici s-ar solicita o verificare a corpului de control al ministrului, s-ar putea să avem surprize că și în alte școli, în alte licee și chiar în școli generale, avem elevi înscriși care nu frecventează cursurile. Pentru că planul de școlarizare, normele didactice, au la bază elevii. Și atunci sumele acelea care nu sunt foarte mari, dar sunt bani publici. Mă refer atât la finanțarea de bază, cât și la cea complementară, care astăzi înseamnă pentru un elev din România peste 4.000 de lei, dacă adăugăm ce pune și școala, ce pune și administrația locală, e o sumă, peste aproape 1.000 de euro pentru un copil. 1.000 aceea de euro se duce la copii inexistenți. Și s-ar putea după aceea să-i avem pe la examene, examenii de corigență, că am văzut că a semnalat presa aici și bine a făcut o situație legată de cursurile cu frecvență redusă, nu? Unde nu ajung și s-ar putea să încheie cursurile, s-ar putea să ajungă doar la examenul de bacalaureat. Iar în țară s-a întâmplat în anii din urmă când și la examenul de bacalaureat nu prea au fost unii prezenți pe acolo.
Nu? Da, au fost fraude majore acolo, cu teze puse. Sunt și în educație, inclusiv la județul Neamț, lucruri care nu sunt în regulă și noi asta dorim să le semnalăm și noi să nu facem așa vreodată. Pentru că este păcat, cel puțin, și nu numai Piatra Neamț, în județul Neamț avem și școli foarte bune, școli unde promovabilitatea este ridicată, este chiar de 100%, copii foarte buni, copii care, cel puțin noi asta ne dorim, să rămână în țară, numai că, vedeți și dumneavoastră, guvernarea actuală nu le asigură condițiile necesare ca după ce absolvă o instituție de învățământ superior și mai departe masterat, doctorat, ei să fie cei care să lucreze în ministere, în agențiile naționale și nu cei aduși din teritoriu numai pe clientelă politică, da? Sunt nepoți, sunt frați, sunt... așa sunt populate agențiile și, din păcate, și cele care țin de domeniul educației sunt în administrarea lor oameni care nu au fost la catedră, care nu știu ce înseamnă învățământul, în schimb, sunt cei care astăzi nu fac etalonări de teste, nu lucrează la ceea ce înseamnă testele pentru evaluările acestea naționale, oameni care nu au lucrat efectiv în învățământ. Duși acolo tot la fel pe criterii extraprofesionale. O, scuze dacă întrerup pe cineva, dar vreau să fac o completare la întrebare, pentru că între timp, să spunem, cineva a și intrat online și mi-au dat prețurile la combustibil. 6,03 pe o stație care este pe traseul București-Constanța. 6,02 în zona Basarabi. 5,93 în zona Năvodari. Dar vreau să fie clar, momentul când s-a făcut acea declarație politică, cartolină, era de fapt momentul în care am atras atenția asupra efectelor ordonanței 114. Și aș vrea... Astăzi și avem și bonul. 5,91. Văd de aici. Sub 6 lei, dar eu v-am spus pe ce tronsoane de drum. N-am spus de Piatra Neamț. V-am spus pe ce tronsoane de drum. Dar aș vrea să fie înțeles clar ce a însemnat ordonanța 114. Ce a însemnat ca și creșteri de salarii, ca și costuri pentru tot ce a însemnat forță de muncă, inclusiv pentru blocajul pe care l-a generat în economie, inclusiv pentru proiectele PNL-ului. Dar la Piatra Neamț e mai ieftin pentru că și salariul e cel mai mic din Moldova. Guvernul PNL. Cum? Este PNL-ul la Piatra. Nu, guvernul face salariile, nu primăria. Da? Salariile din Piatra Neamț sunt cele mai mici din Moldova și pe locul 4 în România. Ca... inclusiv în primărie? Nu știu la primărie, dar nu știu nici la Consiliul Județean cât sunt. Cred că sunt mari, nu? Și... da. Aș dori și să revenim la Consiliul Județean. Vă rog. Nu știu dacă puteți acum să-mi dați un răspuns, dar poate în conferința următoare. Ne-ați prezentat o serie de probleme. Aș vrea să știu consilierii județeni de la dumneavoastră sau în principiu cei care sunt mai aproape de dumneavoastră, de câte ori au încercat să rezolvă această problemă? Prin vot sau prin anumite proiecte? Care problemă, scuze? Care l-ați prezentat, de la grădinițe la infrastructură? La fiecare ședință de Consiliu Județean... noi suntem prezenți. Știu. Colegii noștri consilieri județeni consider că au avut o abordare în care au explicat că fondurile, bugetul, ar trebui să meargă și spre alte surse de finanțare decât cele care au fost propuse. O secundă, domnul. Consider că au avut propuneri, amendamente și însă la vot, când a avut majoritate, a fost o dată sau de două ori, au avut și câștig. Sunt în opoziție și sunt doar 14 consilieri județeni liberali. Uneori, în ultima perioadă, au fost 16 pentru că au venit și cei doi consilieri PMP. Dar majoritatea PSD-ALDE a făcut propunerea de buget de fiecare dată, propunerile pentru fiecare proiect de hotărâre și fiecare ședință de Consiliu și au avut de fiecare dată intervenții în care să atragă atenția că lucrurile nu merg într-o zonă corectă. Putem intra, dacă vreți, generic sau punctual. Și vor fi și consilieri. Deci,
Da. Deci noi pentru urmă, o să pregătim pentru următoarea ca să... N-am abordat întâmplător cele trei teme. Pentru că cele trei teme au constituit prioritățile președintelui Consiliului Județean. A afirmat pe toată mass media. Sănătate, infrastructură rutieră și educație. Și de-aia am abordat cele trei teme ca să relevăm cum s-a ocupat domnia sa de cele trei domenii prioritare pe care și le-a fixat singur prioritare și care ca priorități sunt corecte. Problema e ce a făcut. Cum a administrat banii publici. Și la Piatra Neamț. Da? Știți foarte bine că în ședința de Consiliu în care am avut proiect de rectificare bugetară și personal cu colegii mei din grupul PNL am dorit să meargă bani spre școli pentru reparații în perioada de vară, cei de la PSD ALDE nu au votat acel proiect. Am mai intrat odată și abia a doua oară, probabil și-au amintit și ei unii că au trecut prin școli și au votat acel proiect prin care trei școli beneficiază de astfel de lucrări în perioada aceasta de vară. Am și eu două și mai avem, cred că și... Pentru domnul Oblejea, tot de locul de infrastructură rutieră, sunteți consilier local și așa, măcar ca și comparație. Avem două drumuri în Piatra Neamț. Unul pe o stradă care parcă a fost denumită foarte bine pentru a atrage atenția privirea la necesitatea unor studii geotehnice. Strada Comunării, asfaltată în 2015-2016, unde ar spune că face parte din ciclu asfalt rango electoral, la nici 2 ani, nu, la 2, s-a crăpat, s-au supat vreo 30 de metri și nu au fost puși inundații ca anul acesta. A doua stradă la care vreau să comentați este cea de sub pârche, Vasilicota, parcă în biserică, care s-a surpat total, nu, nu trebuie, până la gardul omului și... Gardul ăla. Întrebarea ar fi, cum credeți că poate administrația locală, cel de pe cumărie, a costat 1 milion de lei din bugetul propriu, nu al Ministerului Dezvoltării, să mai repare aceste probleme cu sau fără studii geotehnice, înainte sau după? Înainte. E Piatra Neamț și administrației PNL. Vă răspund, pentru strada Humării, deci se efectuează la această oră studiu geo Universitate din Iași, de specialiști de acolo, pentru că sunt probleme majore legate... Spuneți că vă trebuie să acest punea și domnul nu s-a făcut înainte? S-a făcut, probabil, dar nu s-a făcut un studiu extins. Acolo acum se lucrează la un studiu extins. Asta ne-au răspuns cei care lucrează la proiect acum, că trebuie un studiu extins acolo, că sunt probleme majore. Deci nu mai legat de zona adiacentă a străzii. Deci trebuie să extindă acolo cercetarea și să vadă care este soluția tehnică cea mai bună. Din coace la cealaltă stradă, știți și dumneavoastră foarte bine că problemele sunt mult mai vechi, deci nu sunt de ieri, de azi. Acolo factorii naturali, ploile, în exces în acest an, au... Dar tot acolo, în zona aceea, știți la fel de bine că primăria a luat niște măsuri, s-a creat un zid de sprijin la toate blocurile din spate de acolo, care merg chiar până în zona străzii, o investiție care n-a fost chiar ușoară, nu? Și care astăzi protejează în mare parte toată zona aceea de blocuri până spre Kaufland, unde în anii din urmă știți că am avut probleme cu apa, a intrat inclusiv la magazin. Și este o prioritate și eu cred că și aici se poate rezolva. Am mers și eu acolo, am văzut cum arată într-adevăr. Câte case sunt la care nu poate ajunge? Doamne ferește, la mașina Iisus sau ambulanță? Da, după, nu știu. Casele sunt de acolo, cele de sus de acolo nu sunt chiar multe. 7-8 case sunt, da? Dar și o singură casă dacă era și aia ne preocupă. În principiu e aceeași problemă, dar la alte dimensiuni. Și aceeași greșeală, probabil că a făcut-o și primăria Piatra Neamț, că de ce să ne ascundem, nu trebuie să ne ascundem. Greșelile trebuie să remediate, asta e tot ce cerem. Da? Și să răspundă cine le-a făcut. Și a doua întrebare pentru domnul Cosmaciu, că ați atins problema cu procesul aflat în pauză, ca să spunem, cu dedicatului, văzând că nu s-a dat primul termen la recurs. Că tot ați pomenit de sprijinul pe care ați fi dispus să-l acordați, dacă ar fi cazul.
concret, că știți cum e, de la vorbă la fapte, unele pasul poate fi mare sau mic. Să nu poate vă avocați în PNL, chiar avocați, chiar bine cotați. Și ca cel primar de la Bicaschi, ia PSD. Și am luptat singur cu un județ întreg, cu niște avocați foarte bine profesori acolo din bani publici. Nu v-ați gândit să propuneți unor colegi avocați bine cotați de PNL, să asigure un sprijin, fie și pro bono, pentru că permite legislația primăriei Bicaschi? Vreau să vă răspund la această întrebare într-o conferință viitoare, pentru că a existat această dezbatere. Vreau să vă spun că am avut o discuție și cu domnul primar și voi mai avea discuții cu domnul primar. Și când am vorbit de a-i acorda sprijin, am gândit și această soluție. E clar că tot ce va fi pro bono, fie ca și competență juridică, fie ca și sfat și diligență pe care fiecare dintre parlamentari pot să le facă în limitele pe care legea le conferă. Da, putem folosi această latură și cred că sunt și alți oameni de bună credință, nu neapărat din PNL, care pot să-și ofere orice sprijin, pentru că sigur și directorul instituției Oficiului de Cadastru și alți oameni se pot implica, pentru că realitatea este una singură. Acel teritoriu, acea zonă, a fost și este a județului Neamț, din punctul meu de vedere. Auziți, vă dau și eu, că am primit și eu la întrebarea dumneavoastră din live, pe Humărie, pe strada aia, a fost intervenția apei serv. Apa Serv aparține tot Consiliului Județean și din cauza aia s-a dărâmat strada, da? Se cheamă Humărie. Așa scrie un cetățean care s-a uitat pe Facebook. Și legat de disputa cu prețul, cu prețul la combustibil, uitați, ca să vin aproape de Piatra Neamț, unde dacă ați văzut, dacă sunt liberali, e mai ieftin, e de sub 6 lei, dar la Alexandru cel Bun și la Târgu Neamț sunt două benzinării în care e peste 6 lei. Lucrarea de asfaltare este făcută de Publisier, firma Consiliului Local. Lucrarea e făcută de o firmă din Baia Mare. Lucrarea de asfaltare este făcută de Publisier. Puneți pariu, domnul? Nu pun, asta mi-a trimis cineva, dar poate greșește, nu știu. Au spus cu zi colegii mei, da? Publisier cu 1 milion de lei. Nu pun, că dumneavoastră sunteți mai bine informat. Dar ce vreau să vă spun încă o dată, domnul Iosub, față de întrebarea cu 6 lei? Cred că nu este relevant prețul, care și el în sine. Partidul Național Liberal în acea postare nu a greșit cu nimic și nu a făcut nicio dezinformare. Ordonanța 114 a avut un efect nefericit în economie și acel moment a generat acea postare. Și o să vă trimitem și scrisoarea pe care grupul parlamentar a trimis-o public pentru aprobarea acelei ordonanțe 114, care a generat inclusiv creșteri ale prețurilor și pentru proiectele, că tot se vorbea despre drumul de la Alexandru cel Bun, pentru proiectele pe PNDL. Pentru că prin ordonanță s-au crescut salariile în mod artificial, ceea ce a generat un cost al proiectelor care au fost licitate anterior aceste ordonanțe. Dacă mai sunt... Aș mai avea o întrebare, dacă îmi permiteți, mă rele de lucruri care le-au abordat în conferința de presă, dar un cititor care se uita la Facebook mi-a zis că ar fi de interes subiectul. Dacă există preocupare și dacă da, la nivelul PNL Neamț, în ce constă această preocupare privind subiectul candidatul PNL la primăria Piatra Neamț la viitoare în alegeri locale, legat de această întrebare, dacă există discuții cu USR referitor la acest subiect sau, în general, privind o alianță electorală la viitoarea lui. La... Că au fost două întrebări. La întrebarea 1, există preocupare? Preocuparea este pentru a câștiga termenul, pentru a finaliza. Am spus că va fi undeva în această toamnă pentru a finaliza și o desemnare și o nominalizare. În cadrul ședinței pe care am avut-o aseară, în cadrul Biroului Politic Județean, am luat în dezbatere această discuție și nu am stabilit un calendar ferm, urmând ca în următoarea ședință să stabilim un calendar ferm, dar având deschiderea și anunțul, pentru că ați făcut această întrebare, ați adresat această întrebare, anunțul către toți cei care își doresc o înscriere în competiție să vină să își facă o declarație de intenție în fața biroului județean și proiectul politic pe care îl au în cadrul acelei declarații de intenție. Legat de o colaborare, la a doua întrebare, o colaborare cu USR, nu a fost o dezbatere, nu a fost o discuție în cadrul forului intern al Partidului Național Liberal la nivel de birou județean. Nu cred că a fost nici la nivel național pentru alegerile locale. Noi, cred, PNL-ul nu exclude o discuție. Forma,
fondul, nu îl putem anticipa și nu putem răspunde pentru că nu este un moment, nu este un moment în care să îl fi conturat intern, nici noi, poate nici ceilalți. Suntem deschiși la discuții. Aici trebuie să înceapă deschiderea partidului, a început. Deschiderea unei competiții interne va începe în calendarul, cum v-a zis domnul președinte, pe care o să stabilim în 2 săptămâni, nu? Da. Asta nu mai e întrebare, deci așa, că ne ridicăm în picioare. Dar la Piatra Neamț știți cine este președinte la USR și la plusul domnului Cioroș? Nu știu, întrebați dumneavoastră. Întrebați-i pe colegii. Cine veți negocia? Mai vrea, scuzați-mă, mai vrea, dorește cineva să intervină? Nu am citit doar de pe unde? Facebook. Întreabă, în completare la ce a întrebat, mai știu, domnul Rica sau domnul Rădăsu. În ședințele de Consiliu Județean Consilierii PNL, vor lua în calcul să nu ridice doar mâna când se spune Comisia 1, Comisia 2, Comisia 3, de acord sau nu, și să explice despre ce este vorba. În propozițiile acelea, măcar de acum înainte. Și mie mi se transmite tot în cască de la cititori că poate uneori colegii noștri nu au fost atât de vocali pe cât ați fi dorit dumneavoastră mass media, dar cred că au avut o colaborare corectă cu fiecare din cei din mass media și nu cred că au avut o colaborare partinică împotriva județului. De fiecare dată au avut poziții poate mai puțin vocale, dar poziții împotriva proiectelor care au fost sancționate și de mass media. Acum, dorința lor ar fi, ca și a noastră, a tuturor, ca acest parteneriat care ar trebui să existe între toți cei care coabităm în județ, ca acele lucruri care nu sunt făcute bine să fie sancționate, acele lucruri care sunt făcute bine, să treacă indiferent de culoare politică. Colegii noștri din Consiliul Județean și ieri în cadrul ședinței de birou politic județean au primit mandat ca de fiecare dată să intervină. A fost o dezbatere și pe subiectul cu ordonanța cu troleibuzul, a fost o dezbatere și pe faptul că nu a fost în momentul de față nicio hotărâre care să aloce fondurile pe care le are la dispoziție Consiliul Județean către primării și cred că este singurul județ din țară care nu a făcut acest lucru, din cotele defalcate, da? A fost încă o dezbatere legat de faptul că a văzut și a sancționat, cred că domnul lui Gheorghe, într-o postare, că în Parcul Național, în rezervația din muntele Ceahlău, s-a făcut o defrișare și nu s-a dat niciun fel de explicație și s-a solicitat și pe această direcție o interpelare. Ca să nu intrăm într-o teorie a conspirației fără să avem răspunsurile clare, corecte și pertinente de la autoritățile competente. Deci au primit mandat și pe aceste subiecte. Și nu trebuie să primească mandat pentru că au libertate totală de a interveni de fiecare dată când este un subiect care trebuie adus în cunoștință sau sancționat. Bănuiesc că cititorii de pe online și cei din cască și-au terminat activitatea. Putem spune că închidem conferința de presă. Mulțumesc!